Ciao, îmi place să mănânc aici. Astăzi o să încercăm sosul ăsta de usturoi de la KFC, care îl găsiți în magazine, adică nu îl găsiți la KFC, și sosul de la KFC din restaurant. Eu mi-am luat un meniu Kentucky. Așa. Deschid asta aici. Da, am cerut la meniul ăsta pulpă superioară și copanel. Asta e copanul. Deci acum practic ce o să fac, o să compar sosul ăsta cu sosul ăsta și să vedem dacă are exact același gust, fiindcă ar trebui să aibă exact același gust tehnic. Acum nu știu dacă o să fie așa, dar și culoarea parcă e puțin diferită, însă hai să le desfacem. Ok. Deci ăsta arată așa. Și sosul din magazin. Ai zice că arată cam la fel, deși a zice că ăsta e un pic mai deschis decât asta. Hai să încercăm cu niște cartofi. Prima oară pe ăsta din restaurant. Ok, și acum să-l încercăm pe ăsta din magazin. De sincer, îți dai destul de greu seama dacă există vreo diferență între astea două. Deci, o diferență există, dar e foarte mică, deci abia o simți. Gen, ăsta am impresia că are aroma aia de usturoi mai puternică decât ăsta din magazin. Deci, per ansamblu, îmi place mai mult ăsta din restaurant. Însă, diferența dintre ele e foarte mică. Bun, deci ce să zic? Diferența dintre sosurile astea e extrem de mică din punctul meu de vedere. Faza la care nu m-am gândit și îmi pare rău că n-am făcut e că n-am pus asta la frigider. Că ăsta, când l-am cumpărat de la ei, îl țin în frigider, sosul ăsta în restaurant. Ăsta nu l-am ținut în frigider și e posibil să fi contribuit într-o oarecare măsură și la faptul că simt o diferență între astea două, că ăsta e rece și ăsta e de la temperatura camerei. Dar pe ansamblu, ambele sunt foarte ok, da? Nici nu prea îți dai seama dacă există vreo diferență între ele. Alunecă pe gât în jos și ne auzim data viitoare.